Eu mă numesc Victor, am 40 de ani. S-a început obezitatea asta de la 22-23 de ani. Așa. La vârsta de 40 de ani avem 188 kg. Și odată soția, nu știu cum, a luat și a găsit în video de al domnul Hotineanu și ne-a uitat și ne-am decis să venim să vedem ce se poate făcut, că era greu. Am operat în luna lui ianuarie, jumătate de an, am dat undeva aproape la 70 de kg. Sunt tare mulțumit că m-a ușurat așa și mai sper să mai dăm jos. Un pacient care avea o masă corporală care tindea spre 200 de kg, cu incidență de masă corporală foarte mare, este un pacient tânăr, dar totuși perspectivele viaței erau foarte rele. Hipertensiune arterială, diabet, mișcări foarte îngreunate. Am ales aici un tip de operații, un bypass gastric, având în vedere cu un incidență de masă corporală care tindea spre 65-70. Și atunci a fost o operație un pic mai complicată, dar cu succes. Vedem un rezultat foarte bun la 6 luni de zile. Vedeți și imaginile lui până la operație și acum sunt imagini foarte bune cu el. Avem minus 70 de kilograme în 6 luni de zile și avem un exces deja de piele care în jur de 12 kilograme, care ne permite să spunem că pacientul a slăbit în jur de 80 de kilograme. Ce urmează să mai slăbim în cazul lui până la 100 de kilograme și să avem niște operații chiar estetice care să-i permită să fie estetic și chiar foarte bine. Și pacientul astăzi a fost la un check-up, a făcut toate investigațiile necesare care se fac la jumătate de an, sunt foarte bine, la moment nu este nevoie nimic de intervenit și sperăm pacientul acesta să fie cu noi tot timpul, dar să nu mai aibă exces de kilograme, să ne întâlnim numai la controle medicale. Nu-mi vine, cred că am 128 kg, mi-a schimbat și garderobul. Altfel, mișcările sunt la serviciu, mă sunt mai ușor, îmblu, circul, cum zice. E altă energie, altă viață. În cadrul Spitalului Promed, noi avem totul necesar pentru a efectua chirurgie bariatrică, doctori, inclusiv anestezie foarte performantă, chirurgie și tehnică specială pentru chirurgie bariatrică.